Bună dimineața, doamnă președinte, vă mulțumim că ați acceptat intervul nostru. Este o mare onoare pentru noi. În același timp și pentru instituția pe care o reprezentăm, aș vrea să ne povestiți când v-ați întâlnit prima dată cu domnul actual vicepreședinte al Academiei Române, domnul Dan Belinei. Bună dimineața, îmi face o plăcere deosebită să purtăm această discuție despre un om pe care l-am admirat și l-admir extraordinar de mult. L-am întâlnit pe domnul academician, cred că în a doua parte a anilor 70. Sunt deci peste 30-35 de ani de atunci. Lucram la Institutul de Cercetări Juridice și în cadrul Academiei ne întâlneam cu cercetătorii, cu specialiștii din istorie, cu ceilalți experți în domeniul științelor sociale. L-am ascultat în câteva rânduri vorbind și l-am admirat, nu pentru figura sa, care nu știu de ce mi-a aducea aminte cumva de cel căruia îi poartă o deosebită admirație, Alexandru Ioan Cuza. Dar l-am ținut minte de atunci și l-am ascultat cu atenție și l-am urmărit, aș spune, de-a lungul anilor, prin ceea ce scria sau în momentele în care participam împreună la simpozioane științifice, la sesiuni ale Academiei. Deci, sunt puțin de atunci. Sunt prea de bărmâni. Sunt convinsă că au fost și multe evenimente care v-au emoționat sau care v-au mișcat într-o oarecare măsură. Dacă puteți să mă obiți să ne povestiți măcar unul dintre ele? Am participat la diverse evenimente științifice. Ele, sigur că par așa oarecum plate cât le pui sau încerc să le scoți din amintiri, să le aduci mai aproape, dar v-aș povesti mai curând un episod din perioada în care eram ministru al afacerilor externe și aflasem că la Londra urmau să fie scoase la licitație două săbii ale lui Alexandru Ioan Cuza. Una, cred că era un cadou de la Obrenović, cealaltă era chiar o sabie foarte frumoasă a lui. Și, prin intermediul familiei, ele au rămas în străinătate și familia le scotea la licitație, sau cei din familie le scoteau la licitație. Îmi aduc aminte că atunci l-am căutat și știind că este specialist pentru perioada respectivă a intrat, dacă ar merita să încercăm să cumpărăm, vorbesc de statul român, de instituții externe, dacă ar merita să facem un efort să cumpărăm acele obiecte care îi aparținuseră lui Cuza. Bineînțeles că mi-a spus că le valorează imens, că locul lor este în România, că au ajuns afară din țară datorită unui complex de împrejurări legat de felul în care a abdicat Cuza. Și ca urmare a acelei discuții am hotărât să participăm la licitație. Am luat legătura cu premierul de atunci, era domnul Stolojan. Noi n-aveam timp, licitația urma să aibă loc în 2 sau 3 zile, nu aveam timp să trimitem banii din țară, erau alte modalități atunci de transfer pe mai. Și l-am întrebat pe domnul Stolojan dacă putem să luăm din rezerva de bani de la ambasadă să participăm la licitație printr-un intermediar, ca să nu se știe că statul român este cel care licitează, pentru că atunci prețurile se duceau foarte mult în sus. Și, într-adevăr, am cumpărat atunci acele sămi. Una din ele se află la Muzeul Cotroceni, cum și cealaltă la Ministerul Afacerilor Externe. Deci, iată,
unul dintre momentele în care expertiza și, spunem, admirația pentru trecutul valoros pe care le reprezintă de fiecare dată academicia Domnului Benedei au jucat un rol important. Să complementeți una din aceste stăbici de Amuzou cu ce n-a făcut toamna trecută, mi se pare, parte dintr-o expoziție în memoria Elenei Cuza, da, a fost n-am știut, dar iată cum se scrie istoria. Da, e o poveste interesantă. Și în finalul interviului nostru am dorit să-i faceți o urare de noi academicial, dar fiind în vârsta lui Mirabel respectabil. Bun, de urare care are o dublă semnificație, aș vrea să-mi luați un interviu în legătură cu domnul academician și atunci când v-am plinit 100 de ani. Și pe de-o parte, dar acum, într-un fel, aș vrea să spun un lucru care pe mine m-a impresionat foarte mult și să adaug, deci, la ceea ce vorbeam înainte. Faptul că a decis domnul Benedei să își doneze biblioteca, cărțile din bibliotecă, pentru biblioteca din Craiova, mi se pare un gest de boier, un gest din punct de vedere intelectual, un gest pe care l-am apreciat foarte mult și poate că, știu, eu mai târziu decât dânsul, facem parte încă din generațiile care iubesc cărțile, cei care sunt obișnuiți să simtă mirosul cărții, chiar dacă încearcă să se adapteze și la calculator. La mulți ani, în orice caz, domnului academician, sper că anii ce vor urma vor fi la fel de pași din punctul de vedere al scrierii cărților și din punctul de vedere al aprecierii oamenilor.